Nu m-a ajutat nimeni, nimeni nu vine la mine. Astăzi nu am mâncat nimic Nu. până... Ați spus că aveți 5 copilași. Da. La acești 5 copilași, ce gătiți cel mai des în fiecare zi? Cartofi, borș, pereu, fac. Și am fost bucuroși că veniți. M-am așteptat. Este al doilea an de când plantăm cartofi. Anul trecut s-au bucurat multe familii de rodul pe care Dumnezeu ne l-a dat în urma muncii pe care am depus-o. Este extraordinar felul în care Dumnezeu se implică și ne binecuvintează fiecare lucru din viața noastră. Fii și tu o binecuvântare alături de Asociația MGM pentru cei în nevoie. Suntem la piață, am venit să cumpărăm de aici cartofi, să cumpărăm ulei, făină. Sunt produse de care ne vom bucura și noi, cu ajutorul Dumnezeu de ele, la finalul recoltei. Astăzi vom cumpăra aceste alimente și vom merge cu ele în câteva familii și o să vedem cât de importante sunt aceste lucruri pentru ele. Cum a murit soțul? Are 2 luni. Cum te-ai descurcat fără el? Foarte greu, foarte greu. Aveam cu cine vorbi, aveam cu cine, el a fost om tare. Eu singur în acasă, m-am luat cu plasa, mai strâng lemne de pe acolo, de pe acolo, beață, fac foc. Ce să fac? Unde să mă aduc? Nu mă ajută nimeni, nimeni nu vine la mine. Ce ați mâncat astăzi? Am mâncat de acolo, din seama, nu seama. Ce să fac? Am făcut de aseară, am mutat-o pe sobă sau nu, acât așa am mâncat. Ce să mă rog? Doamna Rodica, noi am adus astăzi alimente, 2 saci cu cartofi, o sticlă de ulei. Spuneți dumneavoastră, pe cât timp v-ar ajunge o sticlă de ulei? Sau odată la... Ne ajunge asta și 2 luni, cât mănânc eu singur. Bunica, să știi că acolo în cutie o să ai și făină și cu alimentele astea care s-au adus, cu cartofi, cu ulei, mereu să am și o pregătești. Ce să fac? Să vă dea Dumnezeu sănătate, Dumnezeu să mă întărească. Să am și o parte, nu am nimic în casă. Atunci când am plantat 1 hectar de cartofi, ne-am gândit la oameni ca și doamna Rodica. Sunt oameni care nu au niciun venit, au rămas singuri și pentru ei un sac cu cartofi, o sticlă de ulei, făină, ar însemna ceva extraordinar. Spunea doamna Rodica că cu alimentele astea care i-au fost aduse astăzi, pentru ea îi sunt suficiente 2 luni. E o singură gură, cum spunea ea, și un sac de cartofi pentru un oameni chiar reprezintă o mare binecuvântare și 1 kilogram de ulei, la fel, este un lucru extraordinar de mare. Pentru noi sunt lucruri mici, sunt lucruri simple, dar pentru ei sunt hrana cea de toate zilele. Ne-ați sunat astăzi și ne-a spus că nu mai aveți cartofi, la copii, alimente. Da. Am venit și v-am adus niște cartofi, făină, ulei. Cum e să nu aveți aceste alimente de bază în casa dumneavoastră? E greu, că nu avem bani, avem ce să luăm. Nu ne permitem. Când este? Când este, luăm. Când nu, nu este. Ați spus că aveți 5 copilași. Da. La acești 5 copilași, ce gătiți cel mai des în fiecare zi? Cartofi, borș, pereu, fac. Cartofi este alimentul de bază, da. Cel mai important. Da. Și ca să faceți cartofi, aveți nevoie de ulei. Da, dar mai multe ori le fac și fără ulei. Dacă nu am... Cum faceți fără ulei? Fierb așa. Și le dau la copii, de multe ori mâncă copii. Fierbiți și faceți piure. Da, da, le bieți cu apă și le dau. Și
Și dacă vor prăjiți? Nu, vreau să mulțumesc cu ceva. Pentru că nu aveți ulei. Da, că nu este cam... Cât de important este pentru dumneavoastră să aveți cartofi, făină, ulei, alimentele de bază necesară? Foarte mult. Ne prinde bine să avem mâncare casă la copii. Nu aveam. Și acum este bine. Mulțumim, Doamne. În această porție de mâncare avem alimentele de bază care lipsesc din casa multor familii, de aceea vă încurajăm să susțineți acest proiect. Plantează azi, culegi mâine. Deodată știți cum e, când vine acasă și îți ceri și nu ai, te simți cam așa, că n-ai ce să le dai. Și deodată nu m-am dor, știți, să mănânc eu, să le dau copilul. Dacă Domnul Iisus l-a pus pe inimă, să vine la o familie dacă ajută, sunt mamă cu 5 copii, și mi-e greu, dar copiii vin de la școală și nu au ce să mănânce. Și acum am bucurat că ați venit la noi și ne-ați ajutat și acum e de mâncare să mănânce.